Accident de muncă cu 5 răniți la combinatul de oțeluri speciale Târgoviște. 5 bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 40 de ani au fost răniți într-o explozie ce a avut loc la combinatul de oțeluri speciale Târgoviște, iar din primele cercetări se pare că motivul exploziei a fost o scurgere de gaze. Explozia se pare că s-a produs din cauza unei scurgeri de gaze la un stand de valve ce cuprindea mai multe conducte de transport gaz, metan, oxigen și azot din apropierea cuptorului ce urma să fie pornit. Explozia nu a fost urmată de incendiu. Răniții au fost transportați la spital cu mașinile din dotarea combinatului de oțeluri speciale Târgoviște. La unitatea primirii urgențe Târgoviște au ajuns 5 bărbați. Doi au suferit arsuri grave la nivelul feței, membrelor superioare și toracelui, fiind transportați cu ambulanțele la spitalul de Arș din București, iar ceilalți 3 au rămas pentru îngrijiri medicale la spitalul județean de urgență Târgoviște. Explozia a avut loc la Cinci victime au ajuns la urgențe ca urmare a unui accident de muncă. Dintre aceștia, 2 au fost trimiși către Spitalul de Arș din București, sunt stabil hemodinamic, au prezentat arsuri la nivelul feței a membrelor superioare și a toracelui. Ceilalți 3 care au rămas aici în Târgoviște au prezentat arsuri la nivelul feței de gradul 1 și 2 și la nivelul mâinilor. Dintre aceștia rămân internați 2 în secția chirurgie. Primele date furnizate de poliție arată că explozia s-a produs la o secție a oțelăriei electrice numărul 2 din cauza unei scurgeri de gaze. A fost adus cu salvarea și nu, cu mașina. Salvarea de la serviciul de ambulanță n-a fost. Nu, avem salvarea noastră. 5 persoane cu o salvare. Nu, și 2-3 au fost aduse cu mașina de intervenție noastră. Dar de ce n-ați apelat la ambulanța de Pentru că fenomenul s-a întâmplat foarte, foarte repede. Din accident a rezultat rănirea a 5 persoane care au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. De asemenea, a fost anunțat procurorul de caz, cercetările fiind efectuate sub supravegherea dumnealui. Ce se știe până la acest moment? Până la acest moment se pare că din cauza unei scurgeri de gaze la combinatul respectiv s-a produs o explozie, în urma căreia, așa cum am precizat, au fost rănite 5 persoane. Ce vârstă aveau 5? Persoanele au vârste cuprinse între 35 și 40 de ani și ocupau funcțiile de electricieni și lăcătuși. La Cost Târgoviște a avut loc o deflagrație la unul din cuptoarele de la secția OE2, unde au fost accidentați 5 lucrători. 2 electricieni, 2 lăcătuși mecanici și un muncitor. 2 dintre aceștia cu arsuri mai grave au fost transportați la București. Ceilalți 3 sunt internați la Spitalul Municipal Dâmbovița. Victimele incidentului sunt 2 electricieni, 2 lăcătuși și un muncitor. Polițiștii, procurorii și inspectorii de muncă au demarat o anchetă pentru a afla din ce cauză s-a produs deflagrația.